seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile Gorj TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale ediției. Sorin Bucurescu riscă să fie suspendată de la primăria Slivilești pe perioada arestului la domiciliu. Cazanul grupului 5 de la termocentrala Rovinari s-a spart, iar conducerea complexului energetic Oltenia a fost nevoită să pornească un grup energetic la Ișalnița. Și primele meciuri din acest retur de campionat nu le-au adus pandurilor rezultatele dorite. Gorjenii au avut două eșecuri și un egal în 2014. Chiar dacă a scăpat de măsura arestului preventiv, primarul din comuna Slivilești, Sorin Bucurescu, s-ar putea să nu-și poată exercita sarcinile de serviciu. Magistrații gorjeni au decis ca edilul să fie arestat la domiciliu, iar în această cauză Bucurescu ar putea fi suspendat de la primărie. Primarul de la Slivilești, Sorin Bucurescu, a fost reținut pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Chiar dacă a scăpat de arestul preventiv, Bucurescu are șanse mici să își desfășoare activitatea de primar, cel puțin pentru o perioadă de timp. Până în acest moment, această informație nu este cunoscută decât din reflectările media, din ceea ce s-a prezentat în baza deciziei luate de instanța de judecată a Tribunalului Gorj. În momentul în care, la nivelul instituției prefectului, va fi primită în mod oficial decizia luată de instanță, vom acționa în consecință. Sigur, putem discuta în funcție de noua prevedere a codului de procedură penală în care s-a introdus arestul la domiciliu. Dacă această măsură va fi dublată și de alte interdicții, probabil că în cel mai bun caz va urma un ordin de suspendare a exercitării mandatului de primar pe perioada în care este ținut în această formă de arest preventiv. În cazul în care va face recurs și va avea câștig de cauză, Bucurescu ar putea să revină la locul de muncă. Mă gândesc că domnia sa are și la îndemână și calea de atac, de a ataca această decizie a instanței Tribunalului Gorj și, sigur, în funcție de decizia pe care o va lua o instanță superioară în urma formulării căi de atac, s-ar putea să nu aibă această sancțiune, această pedeapsă. Sau după expirarea acestei perioade în care domnia sa are interdicție sau are arestul la domiciliu, dacă nu va fi prelungită, își va reintra în drepturi. În același dosar au mai fost reținuți pentru 24 de ore și soții Râmescu, dar și o funcționară de la primăria Slivilești. Oamenii legii cercetează modalitatea prin care omul de afaceri din Motru a vândut o locuință către fosta SNLO. Cazanul grupului 5 de la termocentrala Rovinari s-a spart, iar conducerea complexului energetic Oltenia a fost nevoită să pornească un grup energetic la Ișalnița. Oprirea a fost una accidentală și, din păcate, costurile de reparație sunt destul de ridicate. Pe lângă faptul că în această perioadă vânzarea de energie a scăzut, șefii complexului energetic Oltenia se confruntă și cu alte probleme. Cazanul grupului 5 de la Rovinari s-a spart, iar costurile sunt destul de ridicate. S-a oprit accidental, fiind înlocuit cu un grup în Ișalnița, datorită spargerii cazanului. Spargerile astea de cazan încep să devină destul de costisitoare, pentru că echipamentul este îmbătrânit și am hotărât ca să rămână cost din rezervă și săptămâna următoare, ca să facă niște lucrări preventive, măsurători de grosime la țevi și, mă rog, să înlocuiască cât mai mult din suprafețele astea schimb de căldură care sunt sub grosimea minimă. În perioada imediat următoare, grupul va intra într-un amplu proces de modernizare. Medințu spune că se va realiza cu ocazia aceasta și desulfurarea la grupul 5 de la Rovinari. El trebuie să intre într-o reabilitare de lungă durată pentru readucerea în parametrii normali a instalațiilor de producere energie electrică, deci cazan plus auxiliare, turbină plus auxiliare, în paralel cu lucrările pentru conformare pe mediu, deci desulfurare și șlam dens. Alte două primării din județul Gorj au conturile blocate. Situația este una care se repetă în fiecare lună. Din cauza că nu își pot achita arieratele, Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj le blochează conturile pe sumele defalcate din TVA. De data aceasta este vorba despre primăriile Roșia de Amaradia și Bălteni. Cele două administrații locale au în total de achitat arierate în valoare de 300.000 de lei. Până la achitarea datoriilor mai mari de 90 de zile, reprezentanții administrației locale vor putea să facă plăți doar din bugetul propriu.
În această lună, două unități administrative teritoriale nu și-au redus arieratele. E vorba de Comuna Bâlteni pentru o sumă de 185.000 și Roșia de Amaradia pentru o sumă de 110.000. Zilele acestea și chiar și astăzi au început să facă plățile și sperăm că se vor debloca în perioada următoare sumele din bugetul de stat. Primarul din Roșia de Amaradia, Liviu Cotojman, a declarat în direct la Radio Târgu Jiu că în curând primăria nu va mai avea astfel de probleme. Arieratele însumau undeva la 1.100.000 lei vechi, 780 de milioane îi aveam bani în contul primăriei, astăzi am și făcut plata. Urmează ca săptămâna viitoare să achităm și diferența în jur de 300 de milioane și vreau să spun că primăria Roșia de Amaradia în perioada următoare nu ar mai avea, nu se mai înregistrează cu arierate. În ceea ce privește arieratele, vreau să vă spun că sunt facturi la iluminat public, undeva la 200 de milioane. Numeroase primării din Gorj își achită cu greu facturile restante și din acest motiv se ajunge la blocarea conturilor. Vasile Stănculete se află din nou în fruntea Spitalului Județean Târgu Jiu. Fostul manager al unității medicale a înlocuit-o pe Eugenia Căliman, care a ocupat interimar funcția de director medical. Până la scoaterea postului la concurs, Vasile Stănculete vrea să îmbunătățească relația dintre medici și conducerea unității spitalicești. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu are un nou director medical. Medicul Eugenia Căliman a fost schimbată din funcție chiar dacă se află în concediu medical. Cel care va ocupa această funcție până la organizarea concursului din luna aprilie va fi fostul director al spitalului, medicul Vasile Stănculete, care a primit deja de la managerul unității sarcini de îndeplinit. Spune că se va ocupa în special de policlinică și de relație dintre medici și conducere pe care vrea să o îmbunătățească. Am început cu policlinica, să mă ocup de policlinică, veniturile policlinice au scăzut drastic în această perioadă și am avut o discuție cu managerul în care m-a însărcinat să mă ocup de policlinică, să vedem cum facem o reorganizare cât de cât să policlinica să producă mai mulți bani. A avut loc o revoltă a medicilor și era o ruptură între conducerea spitalului și cadrele medicale în general. Trebuie să îmbunătățesc această relație, adică oamenii nu trebuie să vină la muncă stresați. Asta nu înseamnă că eu nu voi lua măsurile corespunzătoare când cineva va călca alături. Nu am de gând deci, să mă pup cu ei peste tot, deși pupăm. Avem o activitate, cum s-ar zice, destinsă, vorbim și nu știu ce, dar datoria trebuie să-și o facă toată lumea, nu... Noul director a primit ieri după amiază dispoziția de numire în funcție de la Consiliul Județean. Managerul spitalului, Marius Sponoche, speră să colaboreze bine cu medicul Vasile Stănculete. S-a primit dispoziția de la Consiliul Județean cu numirea, înlocuirea doamnei dr. Căliman și numirea domnului dr. Stănculete în funcția de director medical până la ocuparea postului prin concurs. Noi am demarat procedurile de scoatere a postului la concurs. Cine se înscrie, nu știu. Am avut o întâlnire cu doctorul Stănculete. Chiar astăzi am discutat să se ocupe de comisia auto, să ne ajute cu un coleg de-al dânsului, un medic chirurg, ca să poată să facă parte din comisia auto, că până la urmă sunt niște bani care vin în plus la spital, prin policlinică. Eu cred că pot să colaborez cu dânsul destul de ok. Până când se va ocupa, pot să prin concurs. Fosta directoare Eugenia Căliman nu a dorit să comenteze schimbarea sa, doar a declarat că nu va contesta decizia luată de managerul spitalului. Zeci de gorjeni vor rămâne fără loc de muncă începând cu 1 aprilie și nu este o păcăleală. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj anunță că începând cu luna aprilie, 34 de persoane angajate la SECI Electrica SA își vor pierde locul de muncă. Recent, la sediul instituției a fost primită notificarea care anunță că mai mulți salariați ai companiei vor fi trimiși în șomaj prin restructurările care au loc în această perioadă. Este singura notificare anunțată până acum. În această perioadă avem o singură notificare începând cu data de 1 aprilie la SECE Electrica SA. Câte persoane trebuie? 34 de persoane. Este singura notificare. Este singura notificare, da. Rata șomajului înregistrată la nivelul județului Gorj este de 8,37%. Numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj este de 12.107. Protest în capitală împotriva măsurilor luate de guvernul Ponta. Mii de oameni sunt așteptați mâine în București la cel care se vrea a fi cel mai mare miting organizat de mișcarea populară. De la înființare și până în prezent, din Gorj vor pleca spre capitală 100 de protestatari.
Andrei Novac, președintele Fundației Mișcarea Populară Gorj, este cel care a anunțat faptul că printre participanții la mitingul din capitală se vor afla și gorjeni. Motivul pentru care s-a decis organizarea unui protest are legătură cu faptul că de la 1 aprilie se va majora acciza pe combustibil. Mâine în București, Partidul Mișcarea Populară va organiza cel mai mare miting din momentul în care s-a înființat, un miting la care sunt așteptați 10.000 de oameni, un miting care e un protest al partidului și al întregii mișcări populare și fundație și partid în ceea ce privește acciza pe combustibil. Și dumneavoastră există acea insistență pentru a se aplica acea scumpire la combustibil începând cu 1 aprilie, lucru care va genera, este clar pentru toată lumea, un val de scumpiri pe toate palierele României, pentru că în momentul în care se scumpește combustibilul, se scumpesc toate lucrurile. Deci, Andrei Novac nu a ratat ocazia de a-i critica pe liberali pentru atitudinea lor, care este departe de cea a unui partid aflat în opoziție. În afară de Partidul Mișcarea Populară, de Mișcarea Populară în general și de președintele Traian Băsescu, nimeni nu s-a opus acestui lucru și, din păcate, observăm că Partidul Național Liberal, deși teoretic este în opoziție, are un joc puțin cam ciudat vis-a-vis de ceea ce face PSD-ul. Mâine, 10.000 de persoane vor scandal o zinci împotriva guvernului Ponta. Liderii Partidului Național Liberal nu au hotărât deocamdată pe cine vor susține în alegerile parțiale de pe data de 25 mai. Liderul organizației de la Gorj, Dian Popescu, a declarat că nu exclude ca fostul director al televiziunii române, Claudiu Săftoiu, să fie candidatul PNL pe colegiul numărul 2 Senat în alegerile parțiale din 25 mai. Momentan nu s-a luat nicio decizie în forurile de conducere ale partidului. O decizie finală în acest sens va fi luată în următoarele ședințe ale biroului permanent județean. Vis-a-vis de candidaturile pe care Partidul Național Liberal le poate avea, candidații pe care îi poate avea pe candidatura 2 Senat, locul lăsat liber de domnul actualmente judecător, domnul senator Toni Grebă. S-a speculat foarte mult. Este lângă mine și domnul Claudiu Săftoiu. Domnul Claudiu Săftoiu a revenit în poziția de vicepreședinte acum o lună în urmă, odată cu demisia din funcția de președinte al TVR, când nu se știa că se vor face alegeri pe colegiul 2 Senat. Deci să dăm la o parte orice speculație, nu este astăzi și aici și în Gorj pentru faptul că există o candidatură la colegiul 2 Senat. Nu exclud varianta și posibilitatea de a-l nominaliza, dar asta după ce în forurile partidului se va discuta acest subiect. Claudiu Săftoiu a revenit pe funcția de vicepreședinte al PNL Gorj. Chiar dacă Dian Popescu a declarat că Săftoiu a venit la Gorj pentru a-și relua activitatea politică în organizația Gorj, fostul director al TVR a ținut să precizeze că dacă PNL Gorj îi va propune, va accepta candidatura la Senat pe postul lui Greblă. Eu am declarat lucrul acesta în orice situație în care organizația de partid care aparțin îmi propune o astfel de responsabilitate, o voi accepta. Niciodată nu am ezitat să lupt în linia întâi din punct de vedere politic. Așa cum acum un an și jumătate am acceptat nominalizarea la televiziunea publică, știm foarte bine că acolo este vorba despre o instituție care se afla în pragul dezastrului. Postul de senator a rămas vacant după ce Toni Grebla a fost promovat în funcția de judecător al Curții Constituționale. Toni Grebla a fost ales în decembrie 2012 în Colegiul 2 Senat din județul Gorj. Primarii PNL nemulțumiți de conducerea partidului vor putea să își expună punctul de vedere în delegația permanentă a partidului. Mâine, organizația județeană se va reuni într-o ședință pentru a discuta despre situația actuală a PNL-ului și problemele cu care se confruntă. Discutăm despre acest subiect cu președintele organizației de femei, doamna Madalina Ciolocoi. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Este adevărat, în cursul zilei de mâine, începând cu ora 10, vom avea la Țicleni delegația permanentă a Partidului Național Liberal Gorj. Această delegație o realizăm la Țicleni. Aș vrea să fie bine înțeles, delegația permanentă este formată dintr-un număr mare de membri ai Partidului Național Liberal. Este vorba despre biroul politic județean, este vorba despre aleșii locali, adică
primari, viceprimari, consilieri locali din toate localitățile, consilieri județeni, precum și președinții ai organizațiilor de cartier și președinții organizațiilor din teritoriu. De aceea, deci am încercat să găsim o locație care să poată cuprinde acest număr mare, este vorba de vreo 280 de persoane, însă Teatrul Elvira Godeanu, unde am încercat, este ocupat, am înțeles că au un anumit program. Muzeul Județean, eu am încercat, dar nu corespunde niciuna dintre săli, nu corespunde acestui număr mare și atunci am hotărât să realizăm delegația la Țiclen, pentru că la Țiclen există acea sală foarte mare în care s-au desfășurat de-a lungul timpului și conferințe. Deci nu este numai o locație de distracție și de chef. Vreau să fie bineînțeles, acea locație se poate folosi ca sală de conferințe, ca sală de congres și Partidul Național Liberal o va folosi acea sală pentru delegația permanentă. Deci nu e birou politic județean, este o reuniune mai amplă organizată conform statutului. După aceea, într-adevăr, această delegație a fost amânată, dar a fost amânată cu bună știință pentru că trebuia hotărârea centrului, deci a conducerii centrale a PNL, pentru alegerile europarlamentare. Și aceste alegeri europarlamentare vor fi tratate cu toată seriozitatea, drept pentru care punctele 1 și 2 de mâine de pe ordinea de zi se vor referi la măsuri organizatorice și obiective stabilite pe fiecare organizație locală pentru atingerea targetului la nivel național de 24-25%. Deci acestea vor fi cele mai importante puncte de pe ordinea de zi, pentru că este normal, mai avem un pic până intrăm în campanie și trebuie să ne organizăm, să vedem tot ce putem face astfel încât să atingem acel target. La punctul 3 avem și diverse. Acolo, așa cum spunea și dumneavoastră, membrii Partidului Național Liberal, indiferent de funcția pe care o ocupă, pot aduce în discuție probleme referitoare la administrație locală, probleme referitoare la situația politică a partidului, nemulțumiri. Este foarte bine să ne întâlnim în această formulă lărgită pentru ca să se cunoască toate problemele și să încercăm să le și remediem, dacă se poate. Aici aș vrea să insist, să știți că, într-adevăr, primarii sunt nemulțumiți, în primul rând, din lipsa fondurilor. Da, avem două exemple, domnul Ilie Petroi și domnul Oșoiu, da, de la Drăguțești. Deci nemulțumirile nu au fost numai la primarii Partidului Național Liberal, au fost la primarii din toate categoriile, deci din toate partidele politice, pentru că într-adevăr anul 2013 s-a remarcat printr-o absență a proiectelor noi. În primul rând, impunerea Fondului Monetar Internațional de a se plăti arieratele și de a nu se mai realiza arierate, după aceea impunerea legislației că nu poți să dai drumul la un proiect nou dacă ai arierate și atunci am fost obligați, chiar dacă au fost bani foarte mulți veniți, eu am mai spus odată, 289 de miliarde venite numai în județul Gorj, numai pentru plata lucrărilor începute, apă, canalizare, infrastructură de drumuri, deci astea au fost niște fonduri foarte, foarte mari, însă n-am putut să le ducem la lucrări noi, pentru că obligatoriu, am văzut și la dumneavoastră anterior o știre, a trebuit să își achite arieratele primăriile în primul rând. Deci riscam să aibă conturile blocate foarte multe primării din tot județul. Au fost într-adevăr aceste nemulțumiri legate de fonduri și știu, cunosc, pentru că eu am avut o legătură permanentă și eu și consilierii județeni am avut o legătură permanentă cu primarii, ne-am străduit să-și achite acele arierate și sper ca în acest an 2014 să existe bani pentru închiderea lucrărilor, lucrările care sunt aproape de faza terminală, însemnând în proporție de 60-70% realizate, cred că trebuie încheiate și să fie recepționate, pentru că altfel cetățeanul nu are niciun beneficiu de la o conductă de apă sau de la o canalizare care este trasă până în mijlocul satului și nu funcționează.
Mâine vom discuta absolut toate problemele. Domnul Petroi a spus că nu va veni la această ședință. Este poziția dumnealui, deci dumnealui a fost înștiințat, este poziția dumnealui, nu vreau să o comentez pentru că și eu sunt un... Mă rog, în afara funcției pe care o ocup, îmi place să fiu un membru simplu al Partidului Național Liberal, nu-mi place să comentez. Eu am discutat de foarte multe ori cu domnul primar, știu că are nemulțumiri, dacă dumnealui consideră că trebuie să vină mâine să le expună, este foarte bine, este așteptat, deci nu este niciun fel de problemă. Partidul Național Liberal este într-adevăr într-o situație delicată pe care nu și-a creat-o singur, pentru că în momentul în care noi liberalii am văzut că nu putem pune în aplicare acele măsuri economice prin oamenii pe care i-am propus astfel încât să ridicăm poziția și situația economică a țării, nu cred că ne puteam uita în ochii cetățenilor și să mai stăm așa la guvernare vreo câteva luni sau vreo câțiva ani, numai de dragul de a fi, mă rog, acolo pe poziții. De aceea, la nivel național, s-a luat această decizie, a fost luată în unanimitate, a fost prevăzută și o supărare și o nemulțumire și pentru acest pas, însă sper din tot sufletul și sunt convinsă că toți primarii liberali vor înțelege să se mobilizeze și vor înțelege că atât conducerea națională cât și conducerea județeană este formată din oameni care doresc să aducă și fonduri, să vadă și primarii și cetățenii mulțumiți. Îi așteptăm mâine pe toți, ne face plăcere să ne întâlnim și cred că este o reuniune foarte, foarte bună. Am înțeles, vă mulțumesc pentru aceste precizări și pentru prezența dumneavoastră în cadrul jurnalului. Mulțumesc și eu, o seară bună. Mergem mai departe. Mira din Crasna câștigă teren în afara țării. Crescătorii de albine se bucură de un real succes în această perioadă. Detalii după scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct, s-au afișat rezultatele simulării examenului de bacalaureat. Pentru elevii din Gorj, însă, veștile nu sunt unele tocmai bune. Doar jumătate din cei care au susținut examenul au reușit să obțină note de trecere. Anul acesta, la simulare, au participat și elevii de clasa 11-a, iar rezultatele arată că mai au multe de învățat dacă vor să promoveze examenul maturității. Potrivit site-ului edu.ro, doar 57,87% din elevii care au bacalaureatul peste aproximativ 3 luni au reușit să obțină o notă peste 5 la limba și literatura română. Matematica și istoria, ca probe obligatorii, le-au dat mari bătăi de cap elevilor. Doar 1419 elevi din aproape 3500 au reușit să obțină o notă peste 5. Mult mai ușoare se pare că au fost subiectele de la proba la alegere a profilului. Din rezultatele publicate astăzi, reiese că 51,91% din elevi au fost punctați cu note mai mari de 5. Mult mai slab pregătiți au fost elevii de clasa 11-a. La proba de limba română, doar 43,78% dintre elevi au luat note peste 5, iar la proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, 34,32%. Apicultura se pare că este o afacere aducătoare de profit dulce în ultima perioadă. Tot mai mulți români s-au apucat de apicultură în ideea că profitul vine repede și nici de prea multă muncă nu poate fi vorba. În comuna Crasna, de exemplu, localitatea vestită în creșterea albinelor, există 10 de apicultori care și-au dezvoltat afaceri de familie. Ei mărturisesc că pentru creșterea albinelor trebuie multă pasiune. Aflăm la stupina domnului Dragot Matei Valeriu din comuna Crasna. Aici se pare că sunt cei mai mulți crescători de albine, peste 100 la număr și peste 1000 de stupi. Mierea de salcâm, mierea de Crasna, este poate la fel de celebră la nivel național ca și brânza de Crasna. O familie de albine poate produce 20-30 de kilograme de miere pe an, iar un kilogram de miere se vinde în această perioadă în medie cu 20 de lei. În plus, apicultorii au avantajul subvenției de 20 de lei primiți pentru fiecare familie de albine. Apoi, mai există și sprijinul financiar pentru achiziția de medicamente sau echipamente prevăzut în programul național apicol. Matei Dragotă, un crescător de albine din Crasna, povestește că afacerea sa a început de la 2 stupi. Am plecat de la 2 stupi, care mi-a dat el. În următorul 4, în următorul 6, am stat vreo 2 ani pe la 8 și în felul ăsta, în vreo 20 de ani, că am început prin 90, am ajuns la vreo 100 de stupi. Aveți 100 de stupi în momentul acesta. Aproximativ. Nu, da. Ca în ciobănie, nu se spune exact, că cred că nici nu știu cât am. Mierea delicioasă poate face ca și banii să se lipească de mâinile celor care se concentrează pe apicultură. Afaceristul spune că pentru asta însă este nevoie de pasiune. Este profitabilă creșterea albinelor?
E greu să spun că e profitabilă, dar se ciupește. Deci nu se poate spune că face avere, nu se poate spune că poți să trăiești din chestia asta fără o altă activitate. Însă, pe lângă faptul care mă important foarte mult, că mă recrează, îmi face bine. Pasiunea dumneavoastră pentru... În primul rând o pasiune, sigur, sunt și vari surse de profit, de la miere, propolis, știu eu, mai vinzi un roi, mai cu aceste măsuri europene care au venit foarte bine în întâmpinarea noastră, se poate accesa relativ ușor cu stupii, mai ușor pot să ții, să zic eu, 100 de stup decât 50 de vaci. Mierea Made in Krasna este tot mai căutată la nivel național și le aduce profituri frumoase și apicultorilor. Totuși, ei se plâng că fac teste de laborator și nu pot vinde și alte produse apicole precum propolis, polen sau faguri. Situație îngrijorătoare în județul Gorj. Foarte mulți copii au rămas în grija bunicilor sau chiar a rudelor după ce părinții au plecat la muncă în străinătate. Din dorința de a le oferi un trai mai bun lipsit de griji financiare, gorjenii aleg să ia calea străinătății. În urma lor rămân copii despre care specialiștii spun că nu vor mai avea o copilărie așa cum ar fi trebuit. De regulă, acești elevi ajung în atenția psihologilor școlari singurii care le mai pot oferi un sfat atunci când se lovesc de diferite probleme. Ion Elena, directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, a declarat în cadrul emisiunii Umbre și Lumini difuzată de Gorj TV că anul trecut în județul nostru erau aproximativ 5.000 de elevi care aveau părinții plecați la muncă peste hotare. În atenția noastră acești elevi, vreau să vă spun că am făcut un studiu pe această temă și în septembrie anul trecut aveam la nivelul județului Gorj în această situație 4.911 elevi. Este foarte adevărat mulți. Că la momentul respectiv au fost 4.911, acum pot fi mai mulți sau mai puțini. Specialiștii recunosc faptul că atenția unui psiholog nu o poate înlocui pe cea a părinților. Fiecare unitate de învățământ știe câți elevi se află în această situație și dezvoltă programe de voluntariat, programe de parteneriat cu Consiliul Școlar al Elevilor, cu asociațiile părinților, chiar și cu factorii responsabili la nivelul comunităților și al administrațiilor publice locale, încât să se găsească soluții pentru susținerea materială a acestor copii și la nivelul consilierii și asistenței psihopedagogice sunt activitățile de consiliere care vizează, în primul rând, latura psihoafectivă, emoțională a personalității. De obicei, elevii rămași fără sprijinul părinților sunt cei care au probleme la învățătură sau de comportament. Autoritățile locale din Năvaci se pregătesc pentru construirea centrului de informare turistică. Primarul orașului Năvaci, Dumitru Leuștean, susține că sunt șanse ca acesta să fie finalizat până la sfârșitul anului, pentru ca zona să fie promovată. Turiștii care aleg zona Năvaci sau au și alte destinații turistice pe lângă Rânca și Transalpina. În acest moment se aranjează zona din fața primăriei, acolo unde va fi amplasat centrul. A fost proiectul tehnic efectuat, a fost înaintea la Ministerul Dezvoltării. Așteptăm verificările și dacă sunt observații legate de ceea ce s-a depus la dumneavoastră. Și, în schimb, eu cred că nu vor fi, după cât l-am vizualizat și l-am verificat și eu, urmând că apoi să ne primă acordul de a da drumul la procedură, respectiv la licitație. Achiziția în sine. Termenul de execuție este destul de scurt, e vorba de vreo 6 luni, așa că dacă și Ministerul Dezvoltării ne sprijină destul de repede, am putea să spunem că până la sfârșitul anului să-l avem. Autoritățile locale din Năvaci spun că în zonă sunt mai multe pensiuni cu mâncare tradițională, dar și multe obiective turistice. Cei care iubesc muntele pot alege să facă și drumeții montane. Da, se pregătește. Avem dimensiunile, suprafața care o va ocupa. Restul suprafeței care este, ne ocupăm noi pe plan local, în așa fel încât ca toată curtea primăriei să capete o altă ținută, așa cum este necesară și cum eu mi-am dorit. Transalpina, Rânca, cea mai importantă puncte turistice pentru cei care vin să viziteze? Sigur, eu am un plan foarte interesant pentru acest punct de informare turistică. Cred că și susțin că este unul dintre cele mai importante din județ, până la urmă. Ne puteți da și ceva detalii din plan? Ce va consta mai exact? El va avea dotarea
obligatorie, care au și toate celelalte, dar voi căutați să vin cu un om specializat pe această temă, să poată să dea niște informații exacte și foarte clare. Centrul de informare turistică este util pentru turiștii care vin la Novaci, dar și pentru cei care au pensiuni și vor să le promoveze. În cadrul centrului va fi angajată o persoană, cel mai probabil din zonă, care să ofere detalii despre locul respectiv. Numele lui Constantin Brâncuș nu a fost uitat, astfel la Peștișani 50 de elevi de gimnaziu și liceu au participat la un eveniment organizat de Consiliul Județean și au primit diferite premii. Premierea a fost făcută chiar de șeful județului Ion Călinoiu. Vreau să le transmit tuturor care au participat că toți au câștigat, iar voi cei mai buni, situația care astăzi sunteți premiați și vă spun că trebuie să continuați. Și vă spun că acesta, dacă e un început, el poate să fie pe un drum bun dacă o să munciți la fel de bine așa cum ați făcut și până acum. Elevii au fost încântați de premiile pe care le-au primit. Păi la concursul care s-a desfășurat în numele lui Brâncuș a fost cu cele trei secțiuni care le-ați văzut. Că ați primit întrebări și ați răspuns? Da, am primit întrebări fiind despre viața lui, adică copilăria, și apoi despre să recunoaștem operele lui. Directorul Colegiului Constantin Brâncuș, Liliana Iliescu, a vorbit despre premiile primite de elevi. Am fost susținuți de Consiliul Județean Gorj și de agenții economici din zonă. Au primit premii în bani, albume, calendare, agende. A sosit momentul știrilor din sport. Colega mea Diana a pregătit noi informații. Bună seara, Diana, ce noutăți ai? Bună seara, Alexandra, și bun găsit la sport. Pandorii trec printr-o perioadă grea. Cine confirmă asta, aflăm după generic. Chiar dacă jocul pandurilor nu a confirmat în 2014, antrenorul Cristi Pustai are încredere în jucătorii săi și nu crede că obiectivul este în pericol. Vicecampion în 2013, pandurii sunt acum pe locul 6. Cine ajunge în vârf trebuie să mai și coboare, este de părere antrenorul Pustai. La fel crede și primarul Florin Cârciumaru. Primele meciuri din acest retur de campionat nu le-au adus pandurilor rezultatele dorite. Gorjenii au avut două eșecuri și un egal în 2014. Evoluția jucătorilor nu-l face pe Pustai să-și piardă speranța. Ba mai mult, tehnicianul crede în performanța pandurilor și nu vede în pericol obiectivul de a ajunge din nou în cupele europene. Trecem printr-o perioadă mai grea, admite antrenorul pandurilor. Da, am înscris foarte puțin. Ați văzut că majoritatea echipelor înscriu puțin, însă din păcate am primit prea multe goluri. Sezul Vaslui au înscris două goluri, dar au făcut 7 puncte. Aș fi mai încrezător pentru că jocul a început să ne dea speranță. Nu și rezultatul. Mulți consideră că e vorba de o criză la pandurii, dumneavoastră ca și antrenor, care este părerea? Asta consideră mulți. Eu nu pot să spun că suntem în criză. Vă dați seama, eu sunt primul care ar trebui să cred în șansa noastră și cred. Cred că ne vom atinge obiectivul. Dar trecem printr-o perioadă mai grea. Gorjenii au coborât pe locul 6 după primele 3 partide din 2014. Da, trebuie să știm că după ce ajungem în vârf, trebuie să-și cobor. Contează cât cobor. Și dacă găsim starea de platou, ca să putem să tragem aer în piept și să încercăm să urcăm din nou. Anul trecut, pandurii au reușit performanța de a se clasa pe locul 2 în Liga 1 și au bifat prima calificare în cupele europene. Membru în AGA la pandurii, primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, nu vede nimic neobișnuit în scăderea performanței la panduri. Nu trebuie să ne speriem că pandurii nu mai joacă la fel, încurajează Cârciumaru microbiștii gorjeni. Nu trebuie să ne speriem că echipa la ora actuală joacă mai slab față de ediția trecută, dar se vede clar că de la etapă la etapă își intră în formă. Nu trebuie să ne supărăm dacă nu mai ocupăm locul 2 sau dacă nu mai jucăm în cupele europene, pentru că acest lucru s-a întâmplat și la alte echipe. Următorul meci oficial al pandurilor este programat luni, 17 martie, pe teren propriu, în compania formației Concordia Chiajna. Echipa de handbal Energia Pandurii se pregătește de un duel important cu ocupanta locului 2 în Liga Națională, Potăița Turda. Partida începe mâine de la 15:15 minute, iar Energia își dorește revanșa după ce anul trecut a fost învinsă la un punct diferență.
Duelul gorjenilor la handbal cu Potaița Turda începe mâine de la 15 și 15 minute. Energia vine după eșecul din Cupa României, competiție din care a fost eliminată și liderul HCM Constanța, însă își dorește un rezultat favorabil cu Turda. Trebuie să strângem rândurile și să obținem victoria, îndeamnă antrenorul Liviu Andrieș. Jucăm cu Turda, echipă care la ora actuală se află pe locul 2 și care de vreo 2 ani în Liga Națională au o prestație și o evoluție foarte bună. Anul acesta s-a încununat și cu această poziționare pe locul 2, echipă care a acumulat experiență foarte mult și are un lot care joacă împreună de cel puțin 3 ani de zile și acest lucru se vede. Avem un meci greu, dar trebuie să ne motivăm să strângem rândurile după acest meci de cupă și să obținem victoria împotriva celor de la Turda. În partida din tur, Energia a pierdut cu 26-27 după un meci echilibrat până la final. Interul Energiei, Vali Popescu, este convins că își va lua revanșa. Cate, sunt destul de mult accidentați, dar sperăm cum așa să ne adunăm cât de cât și să facem un meci bun cu Turda. Noi întotdeauna, fiecare an, ne-am luat revanșa cu Turda, aici ca să nu mi-aminte să fi pierdut vreodată. Și la ei am făcut meciuri foarte bune și ultimul meci în Turda am pierdut un gol, anul trecut tot la fel la un gol, am făcut egal, noi ne-am ca luat revanșa în fața lui Turda. Sperăm și acum să nu se întâmple ceva. Misiunea Energiei nu va fi însă una ușoară, tehnicianul Energiei se confruntă și cu probleme de lot. Păiuș este accidentat, iar Asoltanei va lipsi și el după accidentarea suferită la meciul din cupă cu HCM Constanța. Avem probleme de lot, sper ca până la ora meciului să reușim să închegăm un 7 competitiv. Zic eu, sunt probleme mai deosebite, rămâne problema lui Păiuș, care nici nu vom încerca și nu vom insista să-l folosim la acest meci cu Turda, dar trebuie să pregătim play-off-ul. A Soltanei, după acea accentare la meciul cu Constanța de la Ploiești, și mai sunt mici probleme medicale peste care sper eu să trecem. Partida dintre Energia și Potaița va fi transmisă în direct de DigiSport. În acest moment, Energia are asigurat locul 4, care poate duce formația gorjeană în Europa, după ce a acumulat 39 de puncte în Liga Națională. Energia Rovinari este pregătită să joace cu BC Mureș în acest weekend. Baschetbaliștii gorjeni pleacă la Târgu Mureș pentru a recupera punctele pierdute și pentru a rămâne în obiectiv. Este un meci greu, dar mergem să ne jucăm șansa, spune antrenorul secund al Energiei, Radu Stroescu. Partida dintre Energia Rovinari și BC Mureș este foarte importantă pentru ambele tabere. Gorjenii luptă pentru un loc în play-off, pentru că momentan se află pe ultimul loc, care duce în faza eliminatorie a campionatului. Cele două echipe nu par să fie în cea mai bună formă sportivă. Mureșenii vin după un succes la limită, iar gorjenii vor să treacă peste eșecul cu ASE Soft. Președintele secției de basket al clubului Energia, Radu Stroescu, spune că echipa merge la Târgu Mureș să joace șansa. Trecem cu capul sus, sper, mergem la Târgu Mureș. Meci la fel de greu și de important. Echipa din Târgu Mureș speră și ea la un loc cât mai bun în primele patru. Noi trebuie să să mergem să încercăm să câștigăm, de ce nu? Suntem conștienți că e un meci greu, când întâlnim o echipă foarte, foarte valoroasă. Din următoarele etape, Stroescu spune că își dorește cel puțin 2 victorii pentru a se menține în primele 8. Încercăm să, de aceste ultimele 4 etape, să aducem cât mai multe victorii, 2-3, câte se poate. Încercăm să atacăm orice meci, indiferent cu cine jucăm, și la Târgu Mureș, și acasă cu Steaua, la Constanța și apoi cu Oradea, să câștigăm și să ne deplină obiectivul ăsta, cel mai important. Partida este programată mâine la ora 18 în sala sporturilor Târgu Mureș. Între cele două este și un oarecare echilibru. În tur, Energia Rovinare a pierdut la limită cu BC Mureș scor 90-91, iar în istoria partidelor, baschetbaliștii gorjeni au pierdut 8 partide din 12 întâlniri. În acest moment, Energia este pe locul 8 în campionat, iar mureșenii sunt pe locul 4. Acestea au fost informațiile din sport. Jurnalul Gorj TV continuă cu Alexandra Petrița. Mulțumim, Diana, ne așteaptă un weekend frumos, detalii în rubrica Meteo.
Pe final vă invit să ne înveselim. Curiozitățile sunt înțelese și în rândul pisicilor. Pe lângă faptul că au nevoie de foarte multă atenție, animalele de companie sunt dornice de a încerca lucruri noi. Iată! Atât pentru astăzi, rămâneți în continuare alături de Gorj TV. Imediat după jurnal urmează editorialul Pilula cu glazură de cianur realizat de Ovidiu Popescu. De la ora 19 începe emisiunea Izvor de cântec. De la ora 21, Gorj TV vă invită la film. În această seară puteți viziona Săgeata Capitanului Ion. Vă doresc un weekend minunat, numai bine!